cele mai scumpe fructe din lume. Unul dintre lucrurile de care se plâng oamenii atunci când vine vorba despre o alimentație sănătoasă este faptul că alimentele ecologice pot fi destul de scumpe. Mulți se opresc la a constata că un produs de la fast food poate fi cumpărat la câțiva lei, în timp ce o salată costă chiar de 10 ori mai mult. Cele mai multe fructe și legume sunt totuși ieftine sau accesibile, dar în ultimii ani, lumea a luat o razna în ceea ce privește prețul unor fructe, care, cei drept, sunt rare și deosebite, dar au ajuns să se vândă cu sume de bani cu care îți poți cumpăra o mașină. Fructele de lux au o adevărată piață destinată doar lor. Există chiar aprozare tip boutique, unde se vând aceste minunății la prețuri exorbitante. Printre ele se numără căpșuni, care costă 3 dolari bucata, banane la 6 dolari bucata sau pepeni, care pot ajunge și la 212 dolari. Într-un clasament cu cele mai scumpe fructe din lume, găsim unele pe care le-am cumpărat la un moment dat, poate din curiozitate, dar câteva sortimente de fruct din acest top depășesc 1000 de dolari bucata sau kilogramul. Prețuri piperate, chiar exagerate, după cum consideră mulți specialiști culinari. Cele pe care le-am putea numi accesibile ar fi perele sub forma lui Buddha, cultivate în China, care costă 10 dolari bucata și chiar mai bine. Fermierii chinezi au reușit în premieră mondială să creeze pere care au forma fidelă a unei statuete care îl reprezintă pe Buddha așezat în postură de meditație. Fructele au făcut senzație în lumea întreagă, existând în prezent o cerere care depășește cu mult oferta. În urma unor eforturi susținute, fermierul chinez Gao Xianzang a creat numai puțin de 10.000 de pere în formă de Buddha și plănuiește să exporte în Marea Britanie o parte din acestea. Pomicultorul Gao a petrecut peste 6 ani de zile perfecționând modelele în care închidea fructele, astfel încât acestea, pe măsură ce cresc, să poată avea formă de Buddha, asigurată de modelul de statuetă în care erau închise. O astfel de pară budistă costă cel puțin 10 dolari, Gao plângându-se că livada sa din satul Hexia, provincia chineză Hebei, este călcată periodic de hoți. Merele Sekai Ichi. Aceste mere provin din Japonia și ajung să coste 21 de dolari bucata. Denumirea lor se traduce prin cele mai scumpe din lume și, înainte de a fi vândute, sunt spălate cu miere și marcate bucată cu bucată pentru a le asigura autenticitatea. În livezile unde cresc, florile merilor sunt polenizate de mână. Citricele de copon. Sunt un fruct citric foarte dulce, fără semințe, fiind un hibrid între kiwi și pomcan. Prețul acestuia poate ajunge și la 80 de dolari 6 bucăți. Fructul a fost creat artificial într-o livadă experimentală a Ministerului Agriculturii din Japonia, regiunea Nagasaki, în 1972. Decoponul este relativ ușor de distins datorită gustului dulce, mărimii relativ mari și a cocoașei de pe partea superioară a fructului. Numele este un cuvânt combinat provenind din deco, ce înseamnă inegal în japoneză, și pon, de la fructul ponkan. Fructele sunt de obicei cultivate în sere unde poate fi menținută o temperatură constantă și sunt culese în Japonia în ianuarie, iar în Brazilia între mai și septembrie. După ce au fost culese, fructele sunt lăsate să stea timp de 20-40 de zile, pentru ca nivelul acidului citric să scadă, iar nivelul zahărului să crească. Căpșunile Arnaud provin din New Orleans, Louisiana,
iar un bol plin cu astfel de fructe minunate costă 1,4 milioane de dolari. Prețul este umflat însă de inelul cu diamant roz de 4,7 carate, care garnisește bolul în care sunt servite, în restaurantul Arnaud din New Orleans, faimoasele fructe. Și căpșunii Sambiquia Queens reprezintă alt soi de soi. Aceste fructe se vând și cu 85 de dolari cutia. Dintre toate aranjamentele de pe această listă, pachetul de Sambiquia Strawberry este probabil cel mai atrăgător. Ați văzut căpșuna perfectă la piața locală, cea care este de culoare roșie, cu o frunză verde închis în partea de sus și care are semințe de un alb pur pe piele? Vă gândiți că este foarte apetisantă. Ceea ce face aceste căpșuni atât de speciale este faptul că toate arată la fel. Dacă o singură căpșună este cu puțin diferită de celelalte, este eliminată din pachet, pentru a nu strica brandul. Într-un singur pachet sunt așezate 12 căpșuni absolut superbe, pe care nici nu-ți vine să le mănânci din cauza frumuseții lor. Square Watermelon, o specie de pepene care a ajuns și la 800 de dolari bucata. Ghiciți unde este cultivat acest soi de pepeni verzi pătrați? Evident, în Japonia. În 2014, acest soi de pepeni verzi pătrați a fost în cele din urmă expediat către țările din afara Japoniei, dar vin la un preț ridicat. Fructele sunt crescute într-o cutie care le obligă să ia forma pătrată. Acești pepeni verzi sunt vânduți la magazine în Japonia la aproximativ 13 lire sterline bucata. Cei mai mulți oameni nici măcar nu îi mănâncă, preferând să-i folosească doar ca decorațiuni. Pepenii verzi pătrați au fost realizați pentru a se potrivi mai bine în frigidere și pentru a fi tăiați mai ușor. Acest soi a fost inventat de designerul grafic Tomoyuki Ono în 1978. Aceasta a prezentat pepenii într-o galerie din Ginza, Tokyo. I-a aplicat de asemenea pentru un brevet în Statele Unite ale Americii. Există și altă variantă a celui care își revendică acest soi. Potrivit BBC, pepenii au fost inventați în jurul anilor 1980 de către un fermier care a trăit în Shikoku. Fructele au devenit un deliciu la modă în rândul consumatorilor bogați. De la apariția pepenelui verde pătrat, au fost introduse și alte forme de pepene verde, cum ar fi inima și piramida. Ananasul englezesc. Un astfel de ananas, crescut în Cornwall, Anglia, este cotat la 1600 de dolari. Asta pentru că în Loss Gardens din Heligan, unde este cultivat, un astfel de ananas este îngrijit timp de 2 ani, adăpostit sub straturi de paie și gunoi de grajd, pentru a face față climatului rece din zonă. Din cauza duratei lungi de maturizare și a muncii pe care o implică îngrijirea lui, fructul ajunge să fie atât de scump. The Lost Gardens of Heligan este una dintre cele mai bine cunoscute grădini botanice din tot Regatul Unit. Gropile de ananas nu sunt destul de comune în Europa, Heligan fiind singura rămasă în întregul continent. Cel mai scump ananas vândut din această groapă a trecut de 15.000 de dolari. Tot în țara soarelui răsare, se cultivă și cei mai scumpi struguri din lume, Ruby Roman. Acești struguri sunt cunoscuți ca struguri de masă, dar sunt foarte rari și deosebiți, având mărimea mingii de ping-pong. Regiunea Ishikawa din Japonia este singurul loc unde puteți găsi aceste fructe, care au început să fie scoase la vânzare doar din anul 2008, când cumpărătorii interesați au oferit 910 dolari pentru un singur ciorchine, adică 26 de dolari pentru o singură boabă. În 8 ani de zile,
prețul acestora a crescut spectaculos, ajungând ca în 2015 o singură boabă de Ruby Roman să coste 360 de dolari. La licitațiile pentru acest soi de struguri merg oameni care plătesc prețul unei mașini pentru un ciorchine. În 2015, un astfel de cumpărător a plătit 8.200 de dolari pentru un ciorchine cu 26 de boabe, dar recordul a fost stabilit un an mai târziu, când s-a ajuns la suma de 11.000 de dolari pentru 30 de boabe. Cu toate că strugurii Ruby Roman sunt foarte scumpi, există alte fructe care au fost vândute cu prețuri mult mai mari, tot în Japonia. Pepenele verde Densuke, un tip rar de pepene verde-negru, care este cultivat doar pe insula japoneză Hokkaido, în număr destul de mic, a ajuns și la 15.000 de dolari bucata la o licitație, alte prețuri obținute pe astfel de fructe fiind în jurul cifrei de 6.100 de dolari, preț obținut la o licitație în nordul Japoniei. Este cel mai scump pepene verde vândut vreodată în țară. Dar ce face ca acest soi să ajungă atât de valoros ca și un lingou de aur? Merită prețul doar pentru a gusta un pepene? Este considerat cremă a culturii, doar unul la aproximativ 65 de pepeni fiind păstrat pentru vânzare din prima recoltă a sezonului. Fructul este cultivat doar pe nordul insulei Hokkaido, fapt ce face să îi crească valoarea. Și totuși, pepenele verde este un chilipir în comparație cu 23.500 de dolari plătiți recent în Japonia pentru o pereche de cantalupe iubari. Cultivat în insula niponă Hokkaido, pepenele portocaliu Yubari Lelon este considerat cel mai scump fruct din lume, după ce s-au licitat 25.000 de euro pentru o bucată. În Japonia, pepenii Yubari sunt dați ca și cadou, deoarece aceștia sunt atât de scumpi încât nu oricine și-i permite. Un alt fruct destul de piperat la preț este Mango Northern Territory, un fruct cultivat în Australia. 12 fructe de mango din acestea costă 50.000 de dolari. Aceste fructe nu au nimic special, în afara faptului că sunt vândute pentru acte de caritate. Mango Northern Territory nu este singurul fruct din soiul mango ce a făcut deliciul bogaților. Două fructe de mango, recoltate în sudul Japoniei, au fost vândute pentru suma record de 300.000 de ieni japonezi, aproximativ 3.600 de dolari, la prima licitație de fructe de sezon organizată în 2014 în această țară. Această pereche de fructe de mango, licitată sub denumirea Taiyo no Tamago, oul soarelui, a făcut parte dintr-un lot de 231 de perechi de fructe vândute la o piață din orașul japonez Miyazaki. Pentru a se califica în categoria oul soarelui, fiecare dintre cele două fructe de mango trebuie să cântărească cel puțin 350 de grame, și să aibă un conținut ridicat de zahăr, în conformitate cu normele Federației Agricole și Economice din Miyazaki. Scump este și Kyoho. Kyoho sunt struguri violet, un pic duri la exterior. Cu toate acestea, fructul este plin de suc în interior și foarte bun la gust, ca să nu mai spunem că este și foarte apetisant. Strugurii Kyoho, în traducere liberă, strugurii de munte gigant, sunt o încrucișare între Ishihara Vase și Centennial, două soiuri de struguri. De culoare negru-violet sau aproape negru, cu semințe mari și cu pielea dură, care este ușor de separat de fruct. În timp ce semințele sunt amare, iar pielea nu este comestibilă de obicei, carnea este suculentă, cu un conținut ridicat de zahăr și aciditate ușoară.
Strugurii Kyoho au fost produși pentru prima dată în anul 1937, în provincia Shizuoka, Japonia, dar nu au fost numiți astfel decât în 1946. Aceste fructe sunt populare în Japonia, China și Coreea, datorită dimensiunilor neobișnuit de mari și pulpei foarte dulci. Sunt în mod tradițional serviți ca desert cojit, iar sucul este utilizat în prepararea cocktailurilor. Domeniile de producție includ provinciile japoneze Nagano și Yamanashi, Changhua din Taiwan, Central Valley din California și Chile. O scurtă concluzie arată că cele mai scumpe fructe din lume provin din Japonia. Unele dintre acestea cresc numai în Japonia și nicăieri în altă parte, iar altele există în diferite părți ale lumii, dar cele mai scumpe soiuri sunt cele din Japonia. Astfel, în țara soarelui răsare, nu este nimic neobișnuit ca un singur măr să fie scos la vânzare la mai mult de 2 euro sau un pachet cu 20 de cireșe să ajungă chiar la 70 de euro. Surse de documentare: Descoperă, Topist, Opinia Timișoarei și Business Magazine.